De la 15 ianuarie 2014, aditivii alimentari și auxiliarii tehnologici folosiți în prepararea produselor de panificație vor trebui să corespundă cerințelor Uniunii Europene. Noile reguli sunt impuse printr-un ordin al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și va intra în vigoare la mijlocul acestei luni. Odată aplicat, ordinul nu le va mai da posibilitatea producătorilor să-i mai păcălească pe consumatori. Cei ce totuși o vor face riscă amenzi usturătoare. Mulți operatori economici înșelau consumatorul utilizând la producerea acestui sortiment coloranți care dădeau acea culoare închisă și îți creau impresia că pâinea este neagră, în fapt ea fiind produsă din făină albă cu colorant. Conform acestui ordin se interzice utilizarea coloranților, de fapt era și interzis mai și mai în celelalte legislații referitoare la acest produs, dar acum este imperios expres scris în ordin. Ne-am obișnuit cu faptul că nicio lege nu vizează doar binele consumatorului. Deși actul normativ 165 din 2011 prevedea faptul că pâinea trebuie să aibă o cantitate netă de minimum 300 de grame, noul ordin le permite operatorilor economici să vândă pâinea precum și alte produse de panificație la orice gramaj. Ordinul 392/2013, emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, privind condițiile de comercializare a pâinii pe teritoriul României. Conform acestui ordin, pâinea poate fi comercializată cu orice cantitate față de vechiul ordin care prevedea greutatea minimă de 300 de grame. Conform recentului ordin, produsul de panificație este cel obținut prin frământarea, fermentarea și coacerea în condiții adecvate a diferitelor sortimente de pâine, utilizate singure ori în amestec cu apă potabilă, drojdie, sare și diferiți aditivi alimentari. Singurul colorant care va fi permis este caramelul, acesta fiind și cel mai utilizat colorant în industria alimentară. Mai multe detalii despre acest subiect puteți urmări într-o ediție specială Marca TV Giurgiu.